Românii riscă amenzi de mii de lei dacă nu strâng mizeria după câinilor, atunci când merg în spațiile publice. Numărul românilor care dețin animale de companie a crescut semnificativ în ultimii ani, dar mulți stăpâni uită să respecte regulile de igienă, ceea ce poate duce la amenzi usturătoare. Numărul românilor care dețin animale de companie a crescut semnificativ în ultimii ani, dar mulți stăpâni uită să respecte regulile de igienă, ceea ce poate duce la amenzi usturătoare. În zonele publice, cum ar fi parcurile și străzile, excrementele nestrânse ale câinilor devin o problemă tot mai mare, amenințând nu doar curățenia, ci și sănătatea altor animale și a oamenilor. Potrivit legislației în vigoare, stăpânii de câini care nu strâng după animalele lor pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 200 și 3000 de lei. În ciuda acestor reguli, mulți proprietari de patrupede ignoră această obligație, ceea ce duce la un mediu mai puțin igienic și la potențiale riscuri de sănătate. Unii locuitori ai capitalei se plâng că trotuarele sunt tot mai murdare și că această problemă este cauzată de stăpânii care nu strâng după câinii lor. Mai mult, medicii veterinari avertizează că excrementele de câini sunt surse de virusuri, paraziți și bacterii, reprezentând un pericol pentru sănătatea publicului, relatează Antena 3.ro.